Ministerul Afacerilor Interne a inițiat campania pentru ca alții să trăiască donează plasmă, prin care persoanele care s-au vindecat de noul coronavirus sunt îndemnate să doneze plasmă. Cadrele Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au fost receptive la mesajul campaniei și s-au prezentat astăzi, 25 octombrie, la Centrul de Transfuzii din municipiul Deva pentru a veni în sprijinul semenilor printr-o acțiune de donare de sânge sau plasmă. Prin exemplul lor, polițiștii au dorit să încurajeze pe cât mai mulți oameni să doneze sânge pentru a salva vieți. Ne adresăm tuturor celor care au suferit, au luptat și au învins în lupta cu COVID-19. Ne adresăm tuturor celor care au trecut prin momente cumplite și au simțit pe propria piele ce înseamnă acest virus groaznic. Ne adresăm vouă și vă rugăm să-i ajutați pe cei care duc în aceste zile frunta bătălie de a rămâne în viață. Plasma le-ar fi de mare ajutor și doar voi, cei care v-ați făcut bine, puteți dona. O oră din viața voastră poate salva viața. În județul Hunedoara, incidența de cazuri de COVID-19 a cunoscut un ușor regres, dar rămâne ridicată. Astfel, astăzi incidența era de 7,11 la 1000 de locuitori, față de 7,15 cât s-a înregistrat duminică 24 octombrie.